tectonică pe care japonezii o cunosc și să știți că și momentul de față în Japonia este o alertă seismică teribilă. Acești 400 de kilometri de coastă înseamnă mult sau puțin, domnul Mărmuran, în ceea ce privește apariția lor? Nu știu dacă data e corectă a dumneavoastră. Nu știu. Dar data ar fi corectă, ar însemna... Domnișoare, nu pot să vă spun mai mult pentru că nu pot să-mi dau seama. În orice caz, dacă ar fi 400 de kilometri, ar fi o treabă greu ca să se întâmple, eu știu, valuri de seame foarte mari. Probabil că nu este așa și o să mai vedem mai târziu, da? Alerta de tsunami oricum există și la o ultimă întrebare, la ce valuri, de ce înălțim, de ce dimensiune? Nu am cum să știu, pentru că viteza de propagare a valului este radical din G, bun zic, adâncimea, cum să vă spun eu, mării, și deci n-ai cum să știi cum este treaba asta acum. Și ultima informație, domnul Mărmuranu, cutremurul a fost revizuit 8,7. Se schimbă în vreun fel datele problemei cu aceste... Păi se schimbă pentru că evaluarea inițială a fost făcută greșit. Eu la mine i-a dat 8,9 pe site-ul de mele. Înțelegeți? Adică pe la noi, la institut, i-a dat 8,9. Și această revizuire la 8,7... E tot, și 8,7 și 8,9. Este, dar e o diferență mare, dar probabil că vom mai vedea. Deci, încă o dată, nu pot să vă dau dat.